Am avut o vedenie. Ca să vă spun și vederea asta, în timp ce venea lucrurile anului. Venea spre pământ niște ființe cerești, dar nu erau în albă șminte albe. Aveau tot de șminte lungi, dar negre. Și așa de mult erau cum e globul, așa cum vin albinele la stup, cum vin, da, așa năvăleau spre globul, spre pământ. Și am întrebat ce? Și-au spus, sunt duhuri care năvălesc acum. Și vineau toate așa ca roiul cu mine și se urca neapărat în pământ, o s-o desfășurat așa. Deci cum îl văd jos, Iisus îl vezi ca o minge. Okay, dar când vii jos, iată, vezi, trec. Și-a văzut un bun din nou. Și scria pe el din nord. Din nord scria muntele Sionului. Și pe vârful muntelui, dincolo de nord, am văzut o ceată de oameni, mulți. Și spunea, ăștia sunt de prihăniții mei. Și zice, uite-te să vezi. Și Duhul ăsta a venit așa în plonjol, ca să urce muntele. Și-a urcat prin nord, la oamenii aia de prihăniți. Și-a spus, dar ce vor face? Prin viclenie încearcă să-i convingă să se coboare de pe munte. Dar au spus, uite-te bine, în timp ce duhurile astea vorbeau cu cei de prihăniți, cu Sfinții lui Dumnezeu, era în ei Duhul lui Dumnezeu. Și au spus, singurul lucru care îi va păzi să rămâne pe munte, va fi legătura Duhului. Nu va avea, că nu are nicio legătură cu Duhul ăsta care vine. Deci, cum nu simte, nici nu-l ascultă, nici nu-l va în seama. Și nu va avea efect, era dincolo de orice aceasta. Și mi-a spus Domnul, spune-le celor pe seara asta, să se urce dincolo de nori, pe vârful muntelui. Și fiecare să fie atent la legătura Domnului. Și eu nu simt. Vezi, când o cântare cineva frumos, toată biserica e ok. Clap hands, ok? Mă, și eu stau așa, ce cu mine? Am probleme sau... N-am nicio, nici din picior nu mai dau. Ce s-a întâmplat cu mine? E o legătură a Duhului. Ok? Deci, legătura asta, să țineți corbia asta, asta ne va păzi să rămâne sus. Altfel, ne va înșela. Deci, dacă este cu putință să înșele chiar pe ceilalți. Aici se va da bătălia asta.